Ce înseamnă când visezi copil mic este foarte importantă starea și statutul copilului pe care îl visezi, deoarece ea este de multe ori echivalentă cu ceea ce simți în viața reală, cât de mulțumit ești de tine și modul în care te tratează ceilalți. Această sintagmă a copilului interior se traduce adesea printr-o necesitate de exprimare liberă a reacțiilor și trăirilor tale, a faptului că ești subjugat de griji și visezi la o perioadă în care nu aveai motive să depui atât efort pentru a obține ce-ți dorești și aveai parte de mult mai multă atenție. Ce înseamnă când visezi un copil vesel sau trist? De vei visa copil fericit înseamnă că te poți aștepta la vești care te vor bucura, mai ales dacă acel copil se joacă în visul tău, e semn de afaceri prospere și fericire. Pe de altă parte, dacă visezi copil râzând, este posibil să ai parte de niște vești foarte rele care te vor întrista peste măsură. Dacă în visul tău apar mai mulți copii care se joacă, asta înseamnă că afacerile la care lucrezi au parte de mult succes și ai mulți oameni de partea ta, care te ajută să le duci la bun sfârșit. O adunare de copii reprezintă de obicei o stare generală de bucurie și armonie în viața de zi cu zi sau este semn că vei primi niște vești care te interesează și de bun augur. Dacă visezi copii alergând prin casă, înseamnă că toate lucrurile sunt la locul lor, iar treburile financiare îți merg din plin. Tristețea copilului în vis nu anunță lucruri deloc bune, ci numai vești rele, legat de boală și de bunăstarea familiei. De visezi un copil care plânge sau care stă trist și tăcut, este semn că vești de boală sau moarte vei primi cu privire la cineva drag din familie și nu ține neapărat de copilul apărut în vis. Tristețea copiilor în vis anunță moartea inocenței sau chiar moartea cuiva drag, a unui om pe care îl iubești foarte mult. Ce înseamnă când visezi un copil mort? Copil mort de vei visa e semn că trebuie să-ți faci griji cu privire la viitorul tău și că veștile pe care urmează să le primești nu sunt prea fericite. Moartea copilului în vis are legătură cu bunăstarea casei tale, care poate fi amenințată, mai ales dacă cel mic pe care îl visezi este chiar copilul tău. Dacă vei visa un copil care moare la naștere, este semn că speranțele ți vor fi retezate din fașă cu privire la un proiect în care îți puneai foarte multe resurse, iar dacă visezi un copil născut deja mort, este posibil să-ți fi pierdut încrederea în cineva drag. Pe de altă parte, atunci când visezi un copil bolnav, este semn că viitorul tău financiar se scufundă pe zi ce trece, iar dacă o mamă își visează copilul bolnav, asta nu anunță neapărat probleme de sănătate pentru copil, ci mai degrabă faptul că mama o să aibă multe griji de tras cu cel mic. Vezi și ce înseamnă când visezi șerpi. Ce înseamnă când îți visezi propria copilărie? Reîntoarcerea la o perioadă în care ați foarte fericit în sânul familiei, atunci când ați beneficiat de toată atenția părinților și mult sprijin din partea lor. Copilăria în vis mai poate semnifica și faptul că vă este foarte dor de părinți, mai ales dacă nu i-ați mai văzut de mult sau că ați rupt legătura brusc cu ei și tânșiți după o reuniune. În alte situații de interpretare de vise, copilăria care vă dă târcoale în vis mai poate semnifica dorința de a vă întoarce la o persoană pe care ați iubit-o foarte mult și în preajma căreia ați fost foarte fericit o bună perioadă din viața dumneavoastră. Citește și ce înseamnă când visezi furnici, te simți mic, te gândești la lucruri minore care te supără sau... Ce înseamnă când visezi un copil fată sau băiat? Când visezi un copil fată, trebuie să te aștepți la o perioadă foarte fericită în viața ta. Este posibil să poți demara o afacere, să câștigi un premiu sau la loto. De asemenea, acest vis poate însemna și apariția unei persoane importante care poate începe să facă parte din viața ta. Când visezi un copil mic băiat, înseamnă că vei întâmpina niște dificultăți în atingerea scopurilor propuse. Nu sunt probleme importante, dar sunt supărătoare și necesită puțin timp, dar și răbdare pentru a fi rezolvate, care sunt cele mai comune situații în care un copil ne poate apărea în vis. Pentru a înțelege mai bine această simbolistică a copiilor în vis, iată o listă cu privire la cele mai comune situații în dicționarul de vise în care ne poate apărea un bebeluș. Dacă visezi că alăptezi un copil mic, e rost de belșug și de fericire în familie. Dacă visezi că adopți un copil, e semn că simți nevoia să răsplătești destinul pentru cât de multe ți-a oferit și că nu ești foarte mulțumit de atitudinea ta printre oameni și astfel încerci să compensezi anumite lipsuri. Dacă visezi un copil mic alergând, este posibil să ai parte de numeroase decizii pe care trebuie să le iei, însă le eviți și trăiești cu impresia că totul este o joacă. Dacă visezi că mângâi un copil și ai grijă de el, e semn că ai multe responsabilități și se pune multă presiune asupra ta la locul de muncă. Dacă